Bună seara! Bună seara la o nouă întâlnire, un nou sezon al Cafenelei Complexității, de data asta sezonul al 8-lea. În Brașov, după început din ianuarie, deci este deja aproape un an de când ne mișcăm și în spațiul acesta, în centrul țării, într-o zonă minunată în care m-am reîntors cu mare drag. Cafeneaua Complexității a fost un fel de, să zicem, spațiu pe care l-am gândit, un spațiu de interferență, un spațiu de întâlnire în acea sămânță pentru altă lume, cum îmi place mie să spun, cei care au o deschidere, o dorință de a împărtăși, pot să iasă, pentru că este o structură liberă, nu este, să zicem, ancorată cu o anumită, să zicem, poziție oficială, sau este pur și simplu o întâlnire a societății civile care încearcă să găsească soluții la o problemă de dezvoltare foarte diferită și care, într-un fel sau altul, ne provoacă pe toți. De la cadrii didactice la aplicația pragmatică, de la problemele de configurare a problematicii de educație până la probleme legate de sustenabilitate și de geostazie la scară planetară. Sunt teme multiple care au nevoie un spațiu unde să ne întâlnim, să discutăm informal. Acolo să putem eventual naște o temă, să naștem colective, să naștem elemente care pot duce mai departe, hibridând însă cuvântul complexitate, pentru că această cafenea a avut drept scop întâlnirea cu paradigma asta a complexității. În fizica de clasa 11-a este la un moment dat geometrie fractală, teoria haosului. Sunt elemente de geometrie fractală și teoria haosului la clasa 11-a. Noi îi luăm pe studenți în anul 1, de exemplu, la științe aplicate în București și avem probleme de matematică de nivel înalt care ar avea bază necesară acolo, în clasa 11, ar fi utilă, dar nu se transferă mai departe, nu se face legătura asta și atunci ne gândim că poate găsim într-un spațiu ăsta informal modul în care să difuzăm în social această nouă oportunitate intelectuală, această nouă rezervă care poate deriva o grămadă de inovații și invenții care pot pune ingineria în alt domeniu, în altă mișcare. Deci cafeneaua este o zonă liberă în care lumea vine de bucurie, nu vine pentru că, cum să spun, nu creează ierarhii, nu creează probleme, nu creează decât pur și simplu capacitatea de a ne întoarce, de a ne întâlni. Sper ca data viitoare să găsim un spațiu, în spațiul respectiv și eventual chiar o cafea, astfel încât cafeneaua să fie cafea cu cafea, astfel încât partea informală să ne destind un pic și discuțiile startate de tematica invitatului să poată fi după aceea derivate în fel de discuții care să ne creeze pe de o parte o bucurie interioară și pe aceea eventual o germinare a minții pe direcția de societatea cunoașterii. Cafeneaua Complexității în general, ca tematică, aș vrea doar să sugerez un lucru, încearcă să sugereze, să umple niște discontinuități. Și transformările pe care le avem în gândirea actuală sunt extrem de mari. Nu putem extrapola permanent o gândire, să zicem, mecanicistă, clasică, într-o structură care funcționează pe cu totul alte principii în ziua de astăzi. Mi s-a părut interesant această observație. Lumina electrică nu a apărut din îmbunătățirea continuă a lumânării. Deci apar la un moment dat niște salturi conceptuale extrem de mari, greu de metabolizat în social, și care au nevoie de sprijinul social, fiecărui, și avem nevoie de, nu numai de conținut, avem nevoie de buni comunicatori, avem nevoie să împachetăm informația ca să poată fi accesată de societate, avem nevoie să o putem deriva până la nivelul clasei a întâia, a părinților care să poată accesa ideea respectivă, să îndrume copiii pe direcția asta puțin mai abstractă. Soft skills, avem o grămadă de cluburi, o grămadă de hard skills, e puțin mai complicat și ar trebui cumva să le mișcăm. A sugerat doar câteva cuvinte ca introducere, ca să dau puțin o notă a ceea ce vrem să se întâmple la cafenea și așteptăm și, bineînțeles, inputul dumneavoastră, eventual niște teme, eventual niște persoane care să le invităm în continuare, pe măsură ce ideea principală se duce mai departe. Și anume, în clipa în care mă uit la natură, observ natura, omul ca structură are capacitatea asta extraordinară de a identifica invarianți, pattern-uri, într-o lume în fluctuație. În clipa în care a identificat acest pattern și a văzut că e stabil, a creat un fel de conspirare a realității, definind o lege. Și legea o verifică cum? Printr-o aplicație pragmatică. Deci observațiile astea continue, prin observare, rafinare, au generat, datorită capacității cognitive a omului, a generat o altă lume, o lume de artefacte. Artefactele i-au dat capacitatea să vadă mai bine, să simtă mai bine, să se dezvolte și să observe altfel la realitate. Deci un cerc care se rostogolește.
Și o putem vedea la calitatea artefactelor pe care le avem, de la comuna primitivă la cloud computing sau la probleme de data mining sau probleme legate de tehnologii cuantice care încep să se dezvolte. Deci, dacă ne uităm într-un, să zicem, muzeu și vedem artefactele aliniate, putem să vedem exact în literele astea, putem să vedem evoluția societății care e din ce în ce mai abstractă. Actul de observare se modifică datorită contextului și în același timp și modul de gândire se modifică, capacitatea de sinteză, de analiză, de corelație și mai departe se modifică. Această evoluție e discontinuă, are momente disruptive, majore. În clipa în care a apărut motorul cu aburi, ca simbol, am externalizat forța fizică. Și din clipa respectivă am putut amplifica foarte mult și am construit mult mai puternic și mult mai mult, mai cantitativ. Când a apărut calculatorul, am început în prima etapă, am putut să externalizăm partea asta de memorie. Ne-am descărcat de partea de rutină de memorie. Când a apărut inteligența artificială, ne-am descărcat și de partea mai, hai să zicem așa, de rutină de gândire, chiar cu creativitate, iar când a apărut inteligența artificială, deja suntem în alt univers. Aceste discontinuități sunt generate în câteva minți, care după aceea trebuie cumva să se difuzeze în social, pentru că societatea devine reactivă tot timpul rămânând în urmă. Sub această formă, vă dau un singur exemplu care îl spun din punctul meu de vedere este esențial. Prima etapă a aparatului de radio cu lămpi, multă manoperă, exista, cum să spun, o forță brută, adică avem nevoie de manoperă cu mai hard și de aceea, în general, bărbații erau preferați la angajare. Consuma foarte multă energie electrică și la un moment dat s-a atins o limită. E interesant că în clipa în care s-a atins limita de propagare socială la acestui obiect, s-a descoperit tranzistorul. Tranzistorul a schimbat, a miniaturizat, e aceeași funcție, deci a conservat funcția, dar a minimizat obiectul. Și a creat și o problemă, pentru că trebuia să fie omul mai atent și manualitatea, înseamnă doamnele care au început să intre în structura câmpului muncii și din clipa respectivă s-a schimbat o structură socială. Deci, evoluția tehnologiei nu poate fi decuplată de consecințele socioeconomice și, evident, educaționale. În clipa în care, în ambele situații, însă putea să trăiască o grămadă de oameni pentru că se putea repara. Existau cooperative care reparau aparatul respectiv. Deci lumea trăia pentru că manopera putea să fie realizată de oameni cu puțină pricepere. Când a apărut primul radio, deja în circuit integrat, că l-avem în telefoane, radio ăsta nu mai poate fi produs manual, nu se repară, și deja, înseamnă că deja cineva a cucerit piața și ca să facem noi o fabrică care ar costa câteva miliarde de lei investiție, când un produs se vinde la nivelul de un dolar jumate la bucată, trebuie să ai o piață extra de mare ca să scoți investiția. Deci nu mai putem gândi orice tehnologie, cum am făcut, de exemplu, fabrica electronică la un moment dat pe platformă. Am făcut chiar lucruri foarte deosebite și primul televizor color chiar a fost reușit. Numai că toate astea de aici au conservat principiile. Avem o bobină, amplificator, demodulator, funcțiile cu piețe componente. Uitați-vă la primul radio cuantic. El este deja fizic. Există. La Berkeley s-a făcut prima asemenea radio. Nu are nicio piesă. E un tub un fir de 20 de nanometri diametru. 20 de nanometri ca să procesezi, 20 de nanometri calibrat, deja nu mai are oricine. Cu un kilogram de materie faci tot ce vrei, radio pentru toată planeta, a scutit în vârf, la nivelul, cum să spun, stau 2-3 atomi în echilibru în vârful ăla, dar dați seama ce înseamnă a fi ascuțit în ziua de azi tehnologic, și prin efectul ăsta tunel se obțin toate funcțiile respective. Deci automat începem să împachetăm aceeași funcție, dar cu totul alt mod. Asta înseamnă că creșterea cantității de cunoaștere este o problemă, o funcție care crește exponențial, nu te poate limita. Chiar dacă înțelegem, nu înțelegem, asta e situația. Deci singura soluție este să încercăm să ajutăm societatea să diminuiască un pic că nu are cineva ceva cu ea, că trebuie adaptare continuă și mai departe, domnul profesor, să vă spună ce se întâmplă în inginerie. Cuvântul smart este un cuvânt de ordine. Totul este smart în ziua de azi, chiar abuziv. Că e vorba de un ceas, că e vorba de un telefon, că e vorba de mașină, că frigiderul începe să-ți dea informația ce îți lipsește, cum îți lipsește, comandă. Deci începe să devină chiar, uneori, chiar absurd. Dar asta se mută în infrastructură, se mută în activități și apare ce se numește Smart City. Cuvântul Smart City are în spate
Cyber Physical System, despre care se va discuta. Avem cuvântul respectiv Cyber Society, pentru că eu nu văd singura noastră idee să avem și o societate echilibrată la nivelul respectiv și capabilă să absorbă, adică să facem smart people, nu numai smart obiecte. Nu? Și asta înseamnă educație. Deci, cu alte cuvinte, e un trend exponențial, crește natural, așa crește. Noi stăm într-un organism social, nu într-un sistem social. Avem tot ce ne trebuie. Avem profesori impecabili care prea țin cursuri în sănătate, de stau copiii în fața tuturor, în sale pline, și nu valorificăm spații cum e acesta. Eu mă simt acasă, revenind în Brașov, și mă simt acasă și mă uit ce spații avem, ce școală s-ar putea face informală, care ar putea să declanșeze energiile astea de restructurare. Așa că despre toate acestea, educația în contextul revoluției industriale, am marea bucurie ca domn profesor, domnul academician Ioan Dumitrache să fie aici. Dânsul, din punctul meu de vedere, acum vă spun, și nu am interesul să fac și eu ce periat sau neperiat, așa neacademic spus, este printre puținii oameni din Politehnică, ne cunoaștem, eu am predat vreo 14 ani în Politehnică la știința materialelor, de atunci și până din 78, de când ne-am întâlnit prima dată în 79 și până acum a fost printre puținii care a fost totdeauna entuziast, totdeauna în discuții de noutate, totdeauna dornic să meargă și la nivelul de liceu și la nivelul de academie, încercând tot timpul să agrege. Deci e o onoare pentru noi să vă avem la Cafeneaua Complexității pentru a treia oară, ceea ce este mare lucru. Vă mulțumim încă o dată că ați acceptat și vă rog frumos să poftiți în zonă. Trebuie să ne ajuți un pic să schimbăm. Păi, haide să vedem. Educația inginerilor. Prima. Înainte de toate vreau să vă mulțumesc pentru invitația de a fi aici. Am venit cu multă plăcere, cu gândurile cele mai bune de a împărtăși din experiența pe care o am. În ultimii ani mă preocupă foarte mult resursa umană pentru societatea românească. Am înființat acum câțiva ani în urmă Coaliția Română pentru Educația Inginerilor, cu scopul de a schimba mentalitatea celor care valorifică potențialul inginerilor și mai ales mentalitatea celor care pregătesc inginerii pentru noua societate. Consider că este mai mult decât important ca România să aibă ingineri buni, pentru că fără ingineri nu se poate construi, nu se poate dezvolta societatea românească. Este motivul pentru care acord o deosebită atenție acestei probleme în ultimul an. În afară de această problemă, din 2010-2011 am în preocupare această problemă a unei noi paradigme care e preluată și implementată cu succes în foarte multă lume, foarte multe țări dezvoltate, Cyber Physical Systems. E firesc și natural să ne gândim că etapa pe care o parcurgem în dezvoltarea societății, în dezvoltarea economiei, s-a schimbat radical ca urmare a acestor progrese cu totul speciale în domeniul comunicațiilor, prelucrării informațiilor. E cu tot o altă societate față de acum 20 sau 30 de ani. Vorbim de sisteme de comunicație foarte performante. Vorbim de o nouă industrie. S-a lansat în 2012 conceptul Industry 4.0, lucru pe care mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți. Nemții au lansat acest program. De fapt, acest concept prefigurează o nouă revoluție industrială. O nouă revoluție industrială care are ca element central Cyber Physical Systems. Ce înseamnă, de fapt, Cyber Physical Systems? O integrare coerentă a obiectelor fizice cu sistemele de comunicație, de calcul și de control. Vorbim despre o nouă generație de sisteme integrate care facilitează comunicația între obiecte. Așa a apărut, de fapt, internetul obiectelor, internetul serviciilor, internetul industrial și așa mai departe. În momentul de față, vorbim de cu totul altă industrie decât industria anilor 90 sau anilor 80. În acest context, întrebarea care se pune, sunt pregătiți inginerii
pentru a face față acestor provocări societale și, sigur, economice? Categorică nu. Ne-am grăbit și am trecut rapid la programul de pregătire Bologna. Scoatem ingineri după 4 ani. Constatăm, pe măsură ce timpul trece, că impactul acestor ingineri în societatea românească este scăzut. Nivelul de pregătire, ca ingineri vorbesc, este incompatibil cu cerințele noii industrii, noii economii. Motiv pentru care cred că este momentul să analizăm cu atenție, cu luciditate, cum trebuie pregătit inginerul pentru asemenea provocări. M-am pregătit aici, am 2 prezentări, nu vi le fac decât una singură, am pregătit inclusiv întreprinderea viitorului. Acum 2 ani în urmă, am fost invitat în China pentru 10 zile să țin niște cursuri. Unul din cursuri a fost întreprinderea viitorului. Cum ar arăta industria viitoare, cum va fi o întreprindere a viitorului în acest context nou tehnologic. Am pregătit și acest curs, poate altă dată am să vin să-l pregătesc. De fapt, este vorba de o transformare totală a modului de producție, a modului de integrare acestor sisteme de prelucrare cu obiecte fizice, realizând sisteme legate strict de cerința consumatorului. Este, de fapt, această paradigmă, Industry 4.0, care a lansat-o nemții. N-am să vorbesc despre treaba aceasta, am să spun doar că inginerul trebuie să fie pregătit pentru a face față acestor provocări. Am încercat acum câțiva ani să lanseze la nivel național un program de cercetare Cyber Physical System, pentru că mi se părea normal ca România să aibă un asemenea program pentru a face salt și n-aștepta să treacă timp până când reușim și noi să-i prindem din unul pe alții. Vreau să facem un salt înainte. N-am reușit pentru că oamenii nu înțeleg. În afară de faptul că nu citesc, dar nici nu înțeleg. Cred că România, în momentul de față, are mai mult ca oricând nevoie de schimbare radicală în ceea ce vește viitorul și mai ales în ceea ce vește pregătirea inginerilor pentru noua economie, economia digitală. Motiv pentru care încerc să vă prezint astăzi câteva din gânduri, câteva idei legate de modul de organizare și mai ales acele elemente esențiale care ar trebui să caracterizeze un inginer capabil să facă față acestor noi provocări. Mi-am structurat această prezentare sintetic în aceste 5 idei principale. Am făcut, sigur, câteva elemente de introducere, să știm unde suntem. Aș vrea să vă spun că sunt foarte, așa, îngrijorat că în momentul de față România nu are o direcție în care acționează, în care să meargă. Noi nu avem o viziune, nu avem o strategie de dezvoltare a acestei țări. Noi nu știm unde ajungem în următorii 15-20 de ani. Am încercat la Academia Română să lansăm un asemenea program strategic. Și există un asemenea material elaborat cu peste 400 de oameni implicați pe 13 mari teme. V-aș ruga să le căutați, le găsiți pe site-ul Academiei Române. Primul dintre aceste proiecte este proiectul Educația, pe care l-am coordonat, pentru că mi se pare mai mult decât normal ca resursa umană să fie pregătită pentru viitor. Sunt analizate aspecte legate de resurse umane, resurse materiale legate de bogățiile acestei țări. Sunt foarte multe direcții pe care noi le-am identificat și le-am lansat celor care ar trebui să decidă. Vreau să vă spun că aceste materiale au fost difuzate către cei care sunt astăzi cu numele politicieni. Nu avem nicio reacție și nici nu mă aștept să avem. De aceea eu cred că dacă vrem să obținem ceva pentru țara asta și dorim că această țară să se dezvolte, să fie așa unde, acolo unde ar dori cu toții să fie. Și eu sper că această țară ar trebui să fie pe locul, cel puțin locul 7, din toate punctele de vedere, la această Europa unită. Atunci ar trebui să regândim puțin și trebuie să pornim de jos în sus, pentru că de sus în jos este puțin probabil să vină cineva să ne spună cam cum trebuie să facem. Am considerat oportun să dezvoltăm problema educației
pentru că o societate fără educație n-are nicio șansă să înțeleagă ce se petrece. N-are nicio șansă să contribuie la dezvoltarea țării. Și atunci, în mod firesc, ar trebui să regândim Sistemul Național de Educație. Este un program pe care l-am lansat la Academia Română, se cheamă România Educată, și aș vrea să menționez că acesta este programul, este România Educată top 10, pentru că am zis că în 2038 România ar putea să fie pe locul 10 în Europa, în domeniul educației. Este un program interesant și poate că ar merita atenție să-l vedeți. Am să mă ocup în mod deosebit de educația inginerilor, pentru că simt că fără ingineri societatea nu progresează. Nu se poate construi fără să ai ingineri, fără să ai ingineri buni, că așa ingineri avem mulți și scoatem foarte mulți. Cred că scoatem mult prea mulți față de industria pe care o avem. E adevărat că cei mai buni sunt preluați ușor de alții. Am selectat aici câteva gânduri și aș fi vrut să le comentez puțin cu dumneavoastră. Sigur că vorbim despre această dezvoltare impetuoasă a cunoașterii, descoperiri rapide, noi tehnologii, noi elemente care duc la progresul societății. Deci putem vorbi că în ultimii ani progresele au fost atât de mari încât foarte multă lume nu reușește să le acumuleze. Vorbim de sisteme complexe, tot mai complexe, infrastructurile devin din ce în ce mai complexe. Complexitatea presupune exploatarea eficientă, crearea unei planete mai sigure și mai inteligente, pentru că toate aceste infrastructuri contribuie la realizarea unei asemenea planete. Vorbim despre globalizare. Efectul este clar. Globalizarea, dacă nu putem să participăm efectiv la ea, vom fi înghițiți, vom fi lăsați deoparte. Ar trebui să ne gândim că ar trebui să avem capacitate de adaptare la culturi, la diverse circunstanțe posibile. Vorbim despre o nouă ordine mondială, unde sistemele de comunicație au permis dezvoltarea unor noi modele de afaceri. Impune aceasta o restructurare a forței de muncă, asigurarea de noi competențe și abilități. Noi trebuie să comunicăm cu toată lumea. Inginerul trebuie să circule, trebuie să intre în echipe multidisciplinare, așa cum o să vedem. Sigur că ingineria reprezintă un proces profund de creație, care presupune proiectare cu restricții, o problemă de optimizare. Limbajul internațional de comunicare a inginerilor este specific, bazat pe matematică, pe știință, pe tehnologie. Toate aceste lucruri trebuie să fie însușite și, în consecință, ar trebui să pregătim în mod corespunzător inginerii pentru a face față acestor cerințe. Sigur că apare această întrebare. Cum pregătim copiii pentru a înțelege și a fi atrași de inginerie? În ultimul timp sunt tot mai mulți copii care se îndreaptă către politehnici, pentru universitățile tehnice. Ar trebui să facem în așa fel că să nu-i dezamăgim, să le asigurăm acele elemente care să le permită să zburde într-o nouă societate bazată pe tehnologie foarte avansată. Poate că ar trebui să reluăm această educație tehnologică încă din anii primari, așa cum se întâmplă în țările dezvoltate. În 2000, America a lansat acel program STEM cu intensitate deosebită, pentru că au înțeles că fără pregătire în domeniul științelor, matematică, inginerie, nu se poate. Schimbări în profesia de inginer și educația inginerească au urmări, sigur, majore în ceea ce privește schimbările tehnologice în societate. Curicula a fost creată pentru a răspunde provocărilor societate și a pregăti forța de muncă necesară integrării noilor dezvoltări în economie. De fapt, dacă analizăm atent ce s-a întâmplat cu ingineria în timp, revoluțiile industriale au impus o anumită pregătire și, practic, de fiecare dată, curicula a fost adaptată la cerințele. În momentul de față, intrăm într-o nouă eră. Suntem în a patra revoluție industrială. Curicula pe care o avem de câțiva ani buni în urmă. Noi mergem în continuare pe programe care au la bază cursuri de cel puțin 30-40 de ani. Și conținutul lor este depășit și perimat. Sigur că e ușor să predai ceva pe care îl știi foarte bine, dar foarte vechi. Care este percepția ingineriei? Ce înseamnă profesia de inginer? Contribuții la dezvoltarea societății, factori decisivi pentru realizarea obiectivelor economiei, pilonul esențial pentru soluționarea marilor și complexelor provocări ale viitoarelor decenii.
într-o prezentare care am făcut acum câțiva ani, am identificat un material elaborat de Academia de Științe Tehnice din Statele Unite, unde erau 14 provocări majore pentru acest secol. Nimeni nu ia în calcul aceste provocări la noi, să analizeze cum răspundem acestor, cum pregătim inginerii noștri pentru aceste noi provocări. Sigur că vorbim de ideea că inginerul este creator prin gândire profundă și logică, prin inventivitate și muncă ordonată. Le spun pentru că trebuie să ne gândim, într-adevăr, inginerul nostru este așa? Sunt creatorii bunurilor materiale, cu contribuție majoră la dezvoltarea civilizației, la dezvoltarea științei și tehnologiei. Aș vrea să vă spun așa un exemplu, când a venit un ministru care era în afara problemelor de educație și care spunea că totul trebuie să dă științe fundamentale și la științe socio-umane. Și spunea, domnule, fără ingineri, societatea nu are cum să progreseze. Și am atras atenția că scaunul pe care stă are 4 picioare ca să fie stabil și să stea el. Ce-ar fi fost dacă erau numai 3 picioare? A rămas surprins, zice, păi da, zice, trebuie să fie 4, dar inginerul l-a gândit, nu l-a gândit sociologul. Sigur că n-aș insista foarte mult asupra acestor lucruri, n-aș vrea să le comentez. Aș vrea doar să spun că fără ingineri performanți, fără pregătire corespunzătoare, sunt puține șanse ca societatea românească să evolueze în direcția pe care o dorim. Profesia de inginer presupune efort continuu, acumulare de cunoștințe, capacitate de analiză și sinteză, abilități creative și inovare și așa mai departe. Deci aș vrea ca absolut toți profesorii să înțeleagă că trebuie schimbată mentalitatea de pregătire a viitorului inginer. Trebuie gândit faptul că pregătirea fundamentală, solidă, cu abilități practice, consistente, pregătite cerințe pentru viitorul inginer. În ultimii ani, din preocuparea de a transmite cunoștințe imediate, tehnologice, am omis să-i pregătim matematică bine, am omis să le facem fizică ca lumea, nu le-am făcut informatică, nu le-am făcut biologie și, în consecință, le dăm lucruri care se perimează foarte repede. Pentru că elementele tehnologiei se schimbă foarte repede. Noi trebuie să le dăm acele elemente solide care le permit să gândească în perspectivă. Sigur că aici am menționat această pregătire STEM, care este atent analizată în marile țări care se ocupă de pregătirea inginerilor. Aici mi-am permis să scot în evidență faptul că gândirea științifică pornește de la concret la general, gândirea inginerească de la general la concret, de la abstractizări științifice la proiecte concrete, instrumente, tehnologii. Ingineria și inovarea tehnologică sunt drivere, sunt elemente care contribuie la dezvoltarea economiei, contribuie la asigurarea securității naționale, la creșterea calității vieții. Paradigma de inginerie presupune concepe, proiectează, implementează, operează. Sunt elementele esențiale ale activității ingineriești care vizează conexiunea naturală între inginerie, știință, tehnologie și, aș spune, artă. Punctul 2. Provocări. Contextul ingineriei, care sunt elementele care impun o nouă viziune asupra pregătirii viitorului inginer. Evoluția tehnologiilor, comunicațiilor și procesării informațiilor. Nu putem să nu luăm în calcul acest lucru. În Statele Unite, Fundația Națională pentru Științe a lansat un program de analiză a impactului pe care îl are această paradigmă, cyber-physical system, asupra pregătirii viitorului inginer. E un material de peste 80 de pagini, elaborat de 15 oameni de mare valoare din Statele Unite. Vi-l pot pune la dispoziție, este un material profund și spune, dom'le, cam cum ar trebui să pregătim inginerul, ținând seama de această nouă paradigmă, cyber-physical, această integrare naturală între obiectele fizice și partea de control, partea de prelucrare de informații și comunicație. Sistemele de fabricație se îndreaptă cu pași repede spre sisteme inteligente de fabricație. Se dezvoltă procese și produse inteligente. Și nu este o idee, este o realitate. Sunt foarte multe întreprinderi care au la bază acest lucru. Am lăsat câțiva ani în urmă această paradigmă, Intelligent Cyber Enterprise.
și am și argumentele pentru materialul pe care l-am deja pregătit ca întreprinderea viitorului. Internetul obiectelor, internetul serviciilor, sistemele de comunicație, mașină cu mașină, mașină cu om, sistemele integrate, cyberfizice, sunt factorii determinanți pentru noua revoluție industrială. Întrebarea care se pune, suntem noi pregătiți în momentul de față cu aceste planuri de învățământ care mai mult sau mai puțin sunt scrise sau pregătite pentru profesori, mai puțin pentru studenți, să facem față acestor provocări? Avem noi cursurile necesare pentru ca studenți să înțeleagă ce înseamnă lucru în timp real, ce înseamnă rețele de senzori, ce înseamnă comunicarea între mașini și între obiecte, ce înseamnă acest internet al obiectelor? Care e perspectiva acestei noi paradigme, cyber physical systems? Au apărut noi domenii ale științei, biotehnologia, nanotehnologia, nanoinginerie, fabricația la nivel molecular, știința materialului și fotonica, sigur, ICT-ul, Big Data Analytics, partea de logistică, toate aceste noi tehnologii vin peste noi. Sunt inginerii pregătiți să le perceapă? Dacă noi predăm în continuare utilaje grele și procese de mare complexitate inutile? Sigur că toate aceste noi tehnologii, aceste noi domenii care au explodat, sigur că determină, au un impact mare asupra infrastructurilor. Cum exploatăm aceste infrastructuri complexe? Cum reușim să facem față unui sistem energetic global la nivel european? Gândiți-vă cât de complexe sunt asemenea sistem. De fapt, rețelele de tip smart, smart grid, este un exemplu tipic de cyber physical systems. Automobilul este un exemplu tipic de cyber physical systems. Sigur că toate acestea duc la transformări tehnologice cu impact major asupra societății. Nu numai din punct de vedere al inginerului, dar din punct de vedere al pregătirii oamenilor, pentru că inclusiv cei care sunt chemați să exploateze asemenea sisteme, trebuie să pregătiți să facă față acestor lucruri. Sigur că se pune problema unor noi tipuri de economii, economii bazate intensiv pe cunoaștere, pe creație și pe inovare. Este depășită etapa care presupune utilajele acelea de mare dimensiune. E clar că tehnologiile informației și comunicațiilor au impact major asupra evoluției economiei și societății, dar în mod deosebit asupra procesului de educație și formare a resurselor umane. Și nu vorbesc aici numai pentru ingineri sau cei care urmează învățământul superior, vorbesc despre toată societatea. Oamenii trebuie ridicați ca nivel de educație ca să facă față acestor provocări, să înțeleagă unde suntem. Toate aceste conexiuni, toate aceste comunicații care se realizează, Facebook, eu știu, alte mecanisme de comunicare presupun un anumit nivel de educație, de formare. Contextul ingineriei, provocări. Sigur că vorbim despre dublarea cunoștințelor în domeniul ingineriei, a tehnologiei din 10 ani, cred că au coborât la 7 ani. Suntem noi pregătiți pentru așa ceva? Resurse naturale și protecția mediului vor fi principalele provocări. Creșterea mediei de vârstă, îmbătrânirea populației cu modificarea balanței între numărul tineri și al cetățenilor. Avem noi un program național să dezvoltăm sisteme asistive pentru bătrâni, să găsim soluții pentru ca viața lor, calitatea vieții să nu se degradeze. Deși există tendința dezvoltării de noi specializări de nișă, ingineria viitorului necesită preponderent perspectivă sistemică și colaborare echipe multidisciplinare. Iată de ce o soluție ar fi această paradigmă STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Educația în general o nouă viziune. Cred că este momentul să regândim pregătirea inginerilor. De altfel, suntem în faza în care deja am propus, în cadrul coaliției, să revenim la pregătirea inginerilor după 5 ani. Consider că a fost o eroare atunci când am dat diplomă după 4 ani ca inginer. După 4 ani putem vorbi despre inginer în formare. Abia după specializarea de 2 ani de zile putem vorbi de un inginer specialist. Ar trebui regândit acest mod de a pregăti inginerul, care trebuie să știe să proiecteze, să știe să concepe. Dacă vrem să facem ingineri, dacă vrem să facem mulți ingineri la grămadă, îi scoatem, dar societatea nu poate să-i valorifice.
Provocările pentru inginerie sunt multidimensionale, științifice, tehnologice și societale, chiar politice. Vorbim aici de alimentarea cu energie, o chestie de decizie politică, alimentarea cu apă, hrană, încălzire globală, mediu, sănătate, toate aceste elemente care sunt sunt rezolvate folosind inginerii care trebuie să înțeleagă toate acestea. Deplasarea de la instrucția centrată pe profesor la instrucția centrată pe student, trece la paradigma teacher, la paradigma learning. Este depășită această etapă în care vine profesorul și spune poezia, la tablă, două ore, a plecat, se duce la firmă, lasă studentul și practic așteaptă ca studentul să fie util societății în perspectiva finalizării studiilor. Trebuie să aibă excelente abilități de comunicare, de înțelegere a secolului și a responsabilităților într-o societate în continuă schimbare. Să fie flexibil, să fie capabil să anticipeze noi tehnologii. Ar trebui în învățământul superior ingineresc să gândim viitoare tehnologii, să ne gândim care sunt specializări care le pregătim de pe acum, ca peste 10 ani, acești ingineri să fie capabili să le preia. Profesia de inginer pentru noua revoluție industrială nu se poate obține în 4 ani. Ingineri nu se poate pregăti în 4 ani. Se poate vorbi de inginer specialist după 2-3 ani de experiență. Pentru că ingineria presupune și activitate concretă, nu numai povești. Includerea cercetării în programe de educație a inginerilor apare ca o necesitate. Stimularea creativității, inovării. Deci noi nu mai vorbim de cercetare științifică la studenți. Sunt câțiva care îi luăm la cercetare, dar practic, dacă vrem să scoatem ingineri, să scoatem inclusiv în această direcție, sigur că nu toată lumea poate să facă cercetare. Ne trebuie inginerul compatibil cu cerințele societale. Vorbesc aici de mecanismele pe care deja l-au lansat în Statele Unite. Ei au lansat programul de pregătire STEM pentru 12 clase, după care acum îl vor să extindă la încă 4 ani pentru colegiu. Acolo nu se dă diplomă de inginer după 4 ani. El are o licență într-un domeniu și atât. Inginer deja presupune să ai o pregătire, trebuie să mergi undeva, să faci un master și după aceea obții titlul de inginer. Ar trebui să aibă excelență, abilități de comunicare, să fie pregătiți ca lideri pentru a fi responsabili de viitorul planetei. Inginerii vor fi cei care vor decide ce se întâmplă. Educația STEM percepută ca o latură a viitorului, sigur. Sigur, nu excludem rolul inginerilor, pentru că o minte structurată ar trebui să fie folosită inclusiv acolo unde se iau decizii în guvernare. Trebuie să educăm oamenii în transdisciplinaritate, decizii cantitative, dezvoltând noi tehnologii și politici care vor schimba națiunea și, sigur, prezerva planeta. Mi-am pus câteva întrebări. Ar putea profesia de inginer să anticipeze viitoarele cerințe pentru a pregăti viitori specialiști? Poate evolua? Poate educația să evolueze în acest sens? Cum pot fi cel mai bine educați ingineri pentru a deveni lideri, capabili să echilibreze câștigurile prin tehnologii cu vulnerabilitățile create prin produsele lor, fără a compromite bunăstarea societății și umanității? Aici ar trebui să analizăm atent ce se întâmplă, cum facem un echilibru între ceea ce gândim, ținând seama de impactul social. Vor fi inginerii văzut ca elemente fundamentale care pregătesc cetățeni pentru oportunități creative largi? Deschiderea piețelor pentru forța de muncă și pentru investitori străini s-au dezvoltat infrastructuri pentru știință și tehnologie, s-au extins sistemele de educație superioară deschisă, brain drain. Aș vrea să vorbim despre treaba aceasta. În momentul de față, marile universități nu iau numai absolvenți de învățământ superior, sau firmele nu iau numai absolvenți. Iau copiii din clasa 10-a, 11-a, îi identifică și fiind foarte talentați, îi iau și îi pregătesc și sigur nu se mai întorc. Deci, practic, suntem într-o situație cu totul specială. Dacă până acum, hai să spunem, alte resurse au fost preluate într-o manieră sau alta, în momentul de față sunt preluate și poate cele mai importante resurse, resursele umane. Și atunci ar trebui să ne gândim ce facem, încotro facem, rămânem aici și stingem lumina sau acționăm și pregătim societatea pentru viitor. Inginerii trebuie să lucreze în grupuri interdisciplinare, complexe, în contextul evoluției rapide a tehnologiilor. Nu mai poți fi capabil să rezolvi mai tu pe singur. Ar trebui să lucrezi în echipă, să înțelegi exact ce se întâmplă. Problemele devin din ce în ce mai complicate.
care sunt atributele, care sunt calitățile care trebuie să le deplinească inginerul. Am încercat să selectez acele elemente cheie pe care ar trebui să le urmărim, inclusiv atunci când dăm examen cu studenții pe care vrem să-i avem ca ingineri în perspectivă, ar trebui să înțelegem cam cum ar trebui să verificăm cunoștințele și nu să îi transformăm în mașini care memorează. Abilitățile intelectuale de a rezolva probleme, de a aplica instrumente științifice, matematice, tehnologice, abilitatea de a analiza și interpreta date, a proiecta experimente pentru a obține noi date, abilitatea de a aplica judecăți profesionale, echilibrând probleme de cost, beneficii, siguranță, calitate. Câte cursuri iau în calcul asemenea elemente? Câți profesori reușesc să transfere către studenți asemenea elemente? Abilitatea de a evalua și gestiona resurse. Trebuie să aibă abilități practice, capacitatea de a utiliza o diversitate de tehnici și instrumente, respective echipamente corespunzătoare, să utilizeze laboratoare și platforme experimentale pentru a genera date valabile, să dezvolte, să promoveze și să aplice sisteme simple de lucru. Să fie creativ, analitic, inovativ, automotivat, minte independentă, entuziast în aplicarea cunoștințelor, dinamism, agilitate, flexibilitate. Acesta trebuie să fie inginerul. Câți ingineri sunt așa? Producem foarte mulți ingineri pentru economia pe care o avem, pentru industria pe care o avem. Dar producem la grămadă, nu producem ingineri de calitate. Educația, sistemul de educație în inginerie, sigur, este într-o reală restructurare, regândire. Nu noi, numai noi ne punem problema asta. Să știți că în toate țările dezvoltate există preocupare. De exemplu, și n-am aici materialul, de exemplu, câteva universități din Statele Unite împreună cu câteva universități din Marea Britanie au luat acele 14 provocări ale secolului 21, au identificat niște proiecte și au pus să rezolve probleme pe acele teme. Să vină cu idei noi, să vadă ce se întâmplă. Adică preocupare de regândirea întregului sistem de pregătire a inginerilor există și în mările țări, și în Anglia, și în Germania, și în Franța, și în Statele Unite. Vorbim de societatea bazată pe cunoaștere. Asta presupune o pregătire a nivelului, nivelul de pregătire profesională a tuturor membrilor societății trebuie să fie ridicat. Trebuie să înțelegem unde suntem, pentru că tehnologia trebuie înțeleasă dacă vrem să avem rezultate în activitate. Implicarea directă în crearea de bunuri și produse inovative pentru dezvoltare și autoreglarea economiilor bazate pe inovare și creație. Dezvoltarea rețelelor inovative globale și impactul lor potențial asupra performanțelor economiei reprezintă un factor cheie. Nu întâmplător la Comisia Europeană se tot lansează ideea inovare, creativitate și sunt lansate proiecte. Să identificăm acei oameni capabili să creeze, să facă. Și sunt unii identificați și preluați ca atare. Universitățile au un anumit rol și ar trebui înțeles bine. Sigur că multe universități se confruntă cu probleme majore de finanțare, de dezvoltare, infrastructură, dar în același timp ar trebui gândit în perspectivă. Fiecare universitate ar trebui să aibă un program strategic de dezvoltare, astfel încât să asigure cadrul necesar pentru dezvoltarea tinerilor care vin la această universitate. Universitatea care se prefigurează pentru acest mileniu va fi cu certitudine o instituție inovativă, cu puternice valențe creative, ancorată dinamică în evoluția societății și economiei. Este depășită etapa ca universitatea pregătește ingineri și lasă, sau pregătește intelectuali și lasă în societate. Noi trebuie să fim legați de cerințele societății, trebuie să facem ceva ca absolvenții acestor instituții să fie capabili să se integreze rapid în societate. Trecerea de la economia bazată pe resurse la economia bazată pe cunoaștere impune regândirea întregului sistem de educație și cercetare în contextul globalizării. Este o competiție majoră pentru resurse, inclusiv pentru resurse umane. Ce înseamnă noua revoluție industrială și dacă într-adevăr îi pregătim ca atare? Ar trebui să includem în programele educative mai multe elemente legate de comunicare, de științele sociale, economie, de afaceri, mai multe elemente în domeniul nano, bio, info. Acestea sunt progrese deosebite. Se impune restructurarea programelor formative în direcția extinderii transdisciplinarității, elaborarea de proiecte complexe în echipe de lucru. În momentul de față, la fiecare specializare avem câte un proiect îngust. Ar trebui gândit la nivelul specializării un proiect global la care să integreze toate disciplinele, să vadă cum un inginer e capabil să integreze cunoștințe din mai multe domenii.
Creativitatea implică sinteza acestor cunoștințe, implică interdisciplinaritate, o mai mare concentrare pe rezultate sistemice, pe conexiuni între diversele subsisteme. Ingineria presupune dinamism, agilitate, reziliență și flexibilitate pentru a face față numai schimbărilor rapide ale tehnologiei, ci contextului social, politic și economic, care se schimbă. Suntem într-o etapă cu totul deosebită. Și bănuiesc că toată lumea înțelege că lucrurile se modifică de la o zi la alta, lupta pentru resurse este foarte acerbă, câștigă cei tari, cei cu bani, cei bogați vor deveni și mai bogați pentru că ne au și copiii foarte buni și ei contribuie la bogăția lor. Atributele inginerilor pentru a noua revoluție să aibă abilități analitice, creativitate, ingeniozitate, profesionalism, capacitate de conducere. E cu totul altceva în momentul de față. Atunci trebuia să știi că ești specialist în mașini unelte, ești specialist, eu știu, în electronică, ești specialist în aviație. În momentul de față ar trebui să regândim această pregătire interdisciplinară cu capacitate reală de a participa la rezolvare de probleme complexe, pentru că lucrurile devin din ce în ce mai complexe. N-ar trebui să existe ingineri care să nu știe informatică bine, să știe ce înseamnă sisteme de timp real, ce înseamnă rețele de senzori, ce înseamnă rețele de conducere în timp real și așa mai departe. Să știe cum să programeze asemenea sisteme, ce înseamnă să dezvolte sisteme software eficiente. Ideile din fizică, biologie, chimie, matematică ne conduc la un moment dat la salturi, așa cum spunea și domnul profesor. Deci apar asemenea salturi cantitative care duc la cu totul altă, sunt așa numitele tehnologii disruptive pe care ar trebui să le anticipăm. Trebuie să pregătim oamenii pentru a anticipa aceste tehnologii. Trebuie să menționăm că țările dezvoltate și-au creat asemenea rețele. Lumea întreabă de ce nu avem succes noi, românii, la proiectele europene de mare anvergură. Păi nu avem pentru că noi nu suntem integrați în rețelele pe care și le-au creat occidentale. Există la Comisia Europeană așa numitul Joint Research Center. Am fost o perioadă timp membru în bordul guvernatorilor la acest Joint Research Center. Să știți că nicio țară din asta mai puțin dezvoltate nu are niciun fel de infrastructură. Toate țările astea dezvoltate și-au creat rețele de centre, laboratoare ultraperformante. Este adevărat că ne dă și nouă dreptul să ne ducem acolo. Trimitem și noi tineri. Îi selectează pe cei mai buni și rămân acolo. Când am pus condiția să facem și la noi un asemenea centru, să intrăm într-o asemenea rețea, nu mai avem resurse acum. Asta s-au făcut acum 15-20 de ani, când voi erați să amărâți. Sigur, acces la sisteme de educație în țările dezvoltate și la infrastructuri și cercetare de altă clasă. Toată lumea este liberă să plece și vreau să vă spun că nimeni nu obstrucționează această plecare. Fiecare e liber să ducă oriunde. Dar trebuie să ne gândim ce se întâmplă și aici. Pentru că dacă noi în continuare investim în învățământ, sigur că investiția nu e foarte eficientă, e adevărat, dar totuși cheltuim foarte mulți bani în învățământul superior și elitele pleacă. Practic, noi cheltuim fără niciun fel de eficiență. Când am ridicat această problemă că cel care pleacă ar trebui să aibă o responsabilitate pentru societatea care l-a ținut în școală, au sărit așa, ca ulii peste mine, zice, nu se poate, suntem în faza cu tot o altă etapă de dezvoltare. Lumea circulă, trebuie să le... Dar de ce nu circulă și din partea aia încoace? Asta e pus întrebarea. Dar de ce nu vin și nemții să stea la noi și ne ducem numai noi la ei? Sigur că aici am pus câteva idei. Europa este în reală competiție cu statele dezvoltate. Apar programe speciale pentru susținerea economiilor bazate pe creativitate, lucru care am menționat. Ridicarea standardelor sistemului de educație superioară. E absolut necesar să facem o evaluare coerentă și riguroasă și să susținem pe cei care sunt performanți, că dacă împărțim sărăcia la toți, murim. N-avem nicio șansă să evoluăm. Se impune o regândire a formării resurselor umane orientați spre dezvoltarea de competențe și abilități care putem înțelege schimbării ca o oportunitate, cu deschidere la idei noi într-o diversitate culturală, noua societate bazată pe cunoaștere. Creșterea capacității inovative, valorificarea capacității creatoare a dascălilor și a studenților,
prin transferul de cunoștințe, produse și tehnologii în mediul economic, reprezintă unul dintre factorii determinanți ai menirii socioeconomice a universităților. Adică, am mai spus și eu această idee, universitățile ar trebui să schimbe puțin mentalitatea vis-a-vis de societatea care le asigură condițiile pentru evoluția lor. Formarea viitorului va trebui să fie subordonată asigurării abilităților analitice. Inginerii trebuie pregătiți pentru a învăța pe întreg parcursul vieții de a colabora în echipe interdisciplinare cu abilități reale de comunicare. Să probeze capacitatea de a înțelege și transforma inovațiile tehnologice în produse vandabile. Pentru că degeaba avem o idee dacă n-am adus această idee în faza de produs. Globalizare și inginerie. Inginerul nostru trebuie să circule în lume, trebuie să vină în contact cu foarte mulți alți ingineri, trebuie să știe cel puțin două limbi străine, să fie capabil să comunice, să fie pregătit corespunzător, să nu rămână în afara unei asemenea colaborări. Dezvoltarea ca manager, sistemul de învățământ tehnic, asigur, axat în mod deosebit pe competențe și abilități de a rezolva probleme. Este fază depășită aceasta de a transmite de la catedră cunoștințe memorate, verificate dacă le-a memorat sau nu. Cultivarea capacității vizionare a viitorului ingineri, chemați să soluționeze probleme complexe. Ar trebui să formulăm probleme complexe, să încercăm să-i atragem spre asemenea noi tehnologii. Schimbarea mentalității privind pregătirea de specialitate cu deschidere spre extinderea orizontului. Concluzii. Cred că e momentul să acționăm pentru regândirea, restructurarea întregului sistem de educație a inginerilor în concordanță cu cerințele actuale, dar mai ales cu cele de viitor ale tehnologiei, pregătirea pentru specializări de perspectivă, reconsiderarea întregului sistem de finanțare a învățământului tehnic. Cred că ar trebui mai bine pregătim mai puțini ingineri, dar cu fonduri corespunzătoare pentru această masă mare de ingineri pe care îi pregătim, din care nu reușim să păstrăm decât un procent. Și acesta, optimist fiind, în jur de 30%. Promovarea și susținerea universităților tehnice de excelență prin programe de cercetare avansată. Ar trebui să existe un număr de 3-4 universități care să fie susținute corespunzător. Nu împărțim banii la toți. Împărțim la aia care sunt capabili să fie competitivi. Evaluarea și acreditarea programelor formative pornind la rezultate și performanțe, ținând seama de particularitățile învățământului. Și vă mulțumesc! Cam acestea sunt gândurile pe care le am și încerc să promovez asemenea gânduri și către Asociația Universităților Tehnice din România. Este creată această asociație ARUT. În noiembrie există o întâlnire la Cluj unde se pune această problemă. Trecem învățământul ingineresc către 5 ani, dăm diplomă de inginer după 5 ani, îl facem inginer specialist după 2-3 ani, după ce a aprobat că, într-adevăr, îl facem specialist după ce susține o lucrare în fața unei comisii special create din industrie și cei din învățământ, așa cum se întâmplă în Marea Britanie, în toată lumea civilizată. Cam acestea sunt lucrurile și n-aș vrea să vă obosesc, așa cum v-am spus, mai am un material pregătit, ce înseamnă întreprinderea viitorului, dar poate vin altă dată. Însă sunt dispus să vă răspund la toate întrebările, pentru că mă preocupă foarte mult această problemă a educației inginerilor. Înainte de a lăsa să spună domnul director, domnul profesor ceva, vreau să vă spun că la Academia Română lansez două programe. Și mă bucur că sunt aici și doi foști directori de la membrii fondatori ai Coaliției Colegilor Centenare, domnul profesor Alpolexa și domnul profesor Cazacu. Unul dintre programe pe care vreau să-l lansez este cel legat de susținerea copiilor superdotați. Vreau să lansez un program de a identifica copiii foarte talentați și Academia Română să organizeze un număr de școli de vară pe diverse teme. Am discutat deja cu câțiva academicieni, matematicieni, fizicieni, chimiști, care să se ocupe de acești copii și să-i atragă către noi, să creeze un asemenea grup de copii superdotați și să încercăm să le creăm condiții să rămână în țară și să nu plece în altă parte.
E adevărat că ar trebui să avem universitățile care să-i absoarbă și să fie universități de top, care să fie competitive cu universități din străinătate. Pentru că am vizitat foarte multe universități și trebuie să vă spun că este posibil și în România să avem niște universități performante și avem centre de excelență în unele universități pe domeniu. Al doilea program pe care îl lansez și sper să am succes împreună cu inspectorii școlari din județe, să identific la nivel național, în diverse comune, în diverse sate, copii superdotați, care se pierd ca urmare a faptului că nu au resurse. Sunt copii care au nevoie de suportul nostru. Încerc să găsesc resurse necesare ca acești copii foarte talentați să fie ajutați să ajungă unde trebuie și în felul acesta, pornind de jos în sus, să creăm baza necesară pentru universități și poate în perspectivă, în cadrul unei universități cu care să conlucrăm direct, Academia Română cu universitatea respectivă, să creăm o clasă sau două clase de copii foarte talentați. Și în felul acesta să nu mai lăsăm copiii să plece așa cum pleacă după acele prezentări pe care le fac universitățile străine. Ați văzut, a început, au venit o singură dată, acum vin de două ori pe an. Și vin ca să selecteze cei mai buni copii, le oferă bani, le oferă condiții, pleacă și încet, încet, copiii foarte talentați ne părăsesc. Cam acestea erau programele care vreau să vi le spun. Și ce să spun decât că ne așteaptă o perioadă delicată, avem nevoie de entuziasm și energie pentru a da drumul la o bulgăre în ăsta care se poate rostogoli pe ideea asta, în primul rând, de foresight. În sănătate există deja disciplina asta, foresight, nu forecasting, care înseamnă să extrapoleze eventual din istorie, ci vizionare, viziuni. Foresight înseamnă explorarea viitorilor potențial posibile, e un training special. O schimbare în societate se poate face numai dacă ai și niște instrumente de schimbare socială, pentru că un organism social, el se apără. Și organismul social, apărându-se, rejectează niște probleme de acest gen care sunt în afara percepției. Pentru asta există o disciplină nouă, se predă ca atare, se numește memetică. Memetica este genetica corpului social. Mema, noi nu trebuie să facem mare lucru, niște mesaje bine compactate, care au penetrabilitate, schimbă modul de gândire, niște memetică. Dacă nu știm că există, cum să facem restructurarea dacă nu avem, nu exercițiu, dacă nu avem măcar conceptele? Există epigenetică care îți arată că sub presiunea tensiunii care o stăm cu toții, dacă nu abandonăm tensiunea, unii au abandonat chiar și tensiunea. Adică nici nu mai simt presiunea asta a mediului exterior, au sentimentul că nu se poate face nimic, au abandonat. Ei au ieșit din presiunea pe care o face mediul asupra organismului, care îi dă șansa să facă salturi ăsta de tip genetic. Transformările pe care noi le putem avea la un moment dat, epigenetică, înseamnă, așa cum a apărut neurocortexul la un moment dat și avem capacitate cognitivă, se pare că apare sub presiunea asta o altă, se numește, da, academicianul Markovski spunea, materia enisică și vom putea gestiona altfel. Avem înaintași, nu fac decât să punctez, pornind de la, cum să spun, problema de cibernetică, lapsus, părintele cibernetici la noi, Odobleja, de la Odobleja, Lupașcu, Săhleanu, Basar Nicolescu, dacă punem câteva personaje, ortofizica lui Drăgănescu, dacă punem câteva personaje numai așa înșirate ca atare, avem viziunea. Noi cărți, care ultima carte lui Drăgănescu este Societatea Conștiinței. Poate da. Nu putem face o țară model, dar putem face un model de țară într-o societate globală. Și da. Asta ar fi problema. Acum, avându-l pe domnul academician aici, eu zic că poate ceva. Niște întrebări n-ar strica. Vreau să vă spun și vă anunț de pe acum că la Academia Română organizăm pe data de 15, 16 și 17 o conferință cu totul specială. Și chiar vă invit, domnul doctor, pentru că este vorba de conferința internațională a patru discipline, chiar așa se cheamă, Icon 4N, Conferința internațională cu 4N, neuroștiințe, neuroinformatică, neurotehnologie, neuropsihofarmacologie. Avem un număr de 16 invitați, numărul 1 în lume, în Statele Unite, în Japonia, în Spania, în Germania, Franța. Sperăm să lansăm programul de cercetare a creierului, pentru că la Academia am creat, așa cum știți de fapt, Grupul Român pentru Cercetarea Creierului. Și în felul acesta lansăm proiecte mari, la care să încercăm să ne raliem cu ce se întâmplă în lume.
Există proiectul european Human Brain Project, la care două țări nu sunt, România și Bulgaria. Restul toți sunt aici, au câte 4-5 centre. Noi nu suntem. Am fost și l-am vizitat pe Macram, cel care coordonează proiectul, la Lausanne. Și am spus, cum e posibil? De ce nu? Păi dacă n-a venit nimeni de la voi, ce să facem? Deci, trebuie pornit de jos, pentru că nu vine cineva să ne spună ce să facem, pentru că în primul rând că nu știe și, în al doilea rând, are cu totul alte interese decât ceea ce vrem noi. Da. Deci aștept întrebări, păreri, opinii, ce ar trebui să facem. De fapt, trebuie schimba ceva. Vreau să vă întreb ceva. Legat de ce ați prezentat astăzi, a fost bucuria să aud problema lui physical cyber systems, pe care am auzit-o prima dată în prezentarea noastră la Academie. Și vin în acest context unde domnul profesor Munteanu deschide un loc în Brașov, într-un loc al ăsta, care ne aduce în minte cât de răspunsuri sunt resursele pe care avem și valorile care avem. Un spațiu, eu sunt medic, sunt chirurg, și în sala de operație suntem obligați să folosim toate suprafețele acelei templu a muncii noastre, pentru a face eficiență și a integra resursele cu rezultatele care apar. Ce ați prezentat astăzi a fost, ajung la întrebare, a fost o pledoarie pentru a înțelege că tehnologia și știința și cercetarea devine din ce în ce mai complexă, de la mici structuri care erau fizice, că e ciocan, că e sabie, că e săgeată, că este pușcă, au ajuns la structuri complexe. Vorbiți de integrarea sistemelor fizice. Noi venim din partea biologicului, a fiului, și mulțumim pentru efortul unui profesor de politehnică care deschide capitolul neuroștiințe brain în Academie pe partea cea mare. Este o necesitate, este o impunere a realității în care trăim. Vreau să vă întreb dacă nu credeți că etica unei societăți care se globalizează nu ar trebui să redefinească valorile de schimb. Și ajung la pierderile pe care le înregistrăm cu prea mare ușurință, nemăsurând rezultatele procesului educațional pe care noi livrăm lumină. Această investiție românească în valori educaționale ca rezultat al universităților și a nivelului mediu sunt recunoscute ca valori luate gratis, fără să conteze ca o investiție românească în fondul global al valorilor române. Cred și probabil că toți știți că la ora actuală se încearcă, într-o formă oarecare, să se împartă valorile de schimb. Să cadă dolarul, să apară din nou metale prețioase sau alt gen de metale, alt gen de substanțe, sau timpul, băncile de timp. Cred că acest schimb de valori ar trebui să fie un subiect de discuție și la nivelul Academiei și la nivelul acestei sări de valori care și-au spus într-o perioadă activă recunoscută de societate, într-o perioadă în care au foarte mult de spus, au foarte mult de dat. Eu cred că în această sală sunt valori și aceste valori cred că și la Academie ar putea fi recunoscute și valorificate. Lumea se complică. Cantitatea de informații, inflația informației este fabuloasă. Interpretarea informației devine deficitară. E posibil ca un stat modern, într-o Europa care se dorește să fie unul din polii de dezvoltare a lumii, să n-avem grupuri de analiză care să fie consilier a unor factori de decizie care pun pixul pe soarta viitoare a țării? Nu se mai poate. Cred că oamenii ca dumneavoastră ar trebui să constituie compatibilități de expertiză, de competențe maximale, care devin ajutoare a celui care decide pentru perioade mai mici sau mai mari. Întrebarea mea este, credeți că putem găsi, deja se identifică locuri în țară unde receptarea este asigurată. Prezența este o banalitate. Sunt universități în lume care predau la 150.000 de studenți simultan în jurul globului. Cred că trebuie ca aceste valori
care sunteți aici și care aveți disponibilitatea să dăm mână cu mână, să ajungem să formăm ingineri, nu în 4 ani. Și cu asta închei. Profesia medicală formează doctorul 6 ani. Mi-adaugă 6 ani pentru neurochirurgi sau plasticieri. Da. 5 ani pentru chirurgi. De ce? Pentru că obiectul muncii noastre este foarte complex. Acum, obiectul muncii dumneavoastră a inginerilor este la fel de complex ca și ființa umană. Dacă luăm învățământul, de-a lungul timpurilor, preoții, medresele, Orientului apropiat, Orientului, în 29 de ani scoteau un produs. 29 de ani ca să lucreze cu ce? Cu cel mai complicat capitol al omului. Credeți că putem avea o umbrelă academiei care să adune valorile care sunt doar să ofere? Absolut. Așa cum spuneam, lucrurile trebuie pornite de jos în sus, pentru că toate încercările de sus în jos au eșuat. Vă spuneam că am reușit să coagulăm experiența peste 400 de oameni și au elaborat acele materiale. Sunt 5 volume. Bănuiesc că l-ați văzut. E o experiență cu totul deosebită acumulată acolo, idei cu totul aparte. Am încercat să-i convingem pe cei care ne conduc să le ia, să le citească măcar și în actul de decizie să folosească aceste idei pe care le-am pus acolo cu toată dragostea, cu toată dorința noastră de a fi util. Până în momentul de față, niciun ministru n-a venit să spună: domnule, păi uite, vorbiți aici de resursele naturale ale României, pentru că e o sinteză făcută de niște oameni cu totul special. Ce înseamnă resurse, cum ar trebui să le exploatăm, unde avem necazuri, ce probleme sunt? Unul n-a venit să întrebe. Am avut discuții mai multe cu miniștrii educației, pentru că am încercat să-i conving pe toți care au fost. E adevărat că s-au schimbat așa în avalanșe. Am fost la fiecare, după ce discutam cu el, la 3-4 zile plecau. Deci cu 3 miniștri le-am explicat programul de educație. Le-am spus: domnule, cam așa ar trebui tratat ca sistem, pornit de la 3 ani până la 90 de ani. Și așa e gândit. Și e gândit pe programe, nu pe idei. Sunt 5 mari direcții care ar trebui să acționăm. Profesorii, structură, resurse și așa mai departe. Deci le-am identificat și cum ar trebui abordate integrativ, ca să facem un sistem performant, competitiv. Fiecare din miniștri cu care am discutat păreau că înțeleg. Dar numai la prima fază au rămas. Opa. Numai păreau. Păreau că înțeleg. Zice: da, sigur, e foarte bine, domnul profesor. La ultimul m-am dus și am explicat: uite, domnule, ai volumele astea, le-am dus personal, le-am dus să citește, domnule, asta. L-am întrebat: domnule, ai citit? Păi n-am avut timp. Și acolo erau 50-100 de pagini. Deci lucrurile sunt complicate. De aceea cred că de jos în sus, identificarea celor grupuri de oameni care au idei, care pot contribui la dezvoltarea unor direcții, unor acțiuni coerente pentru a face ceva pentru țara asta, eu cred că am putea să identificăm aceste grupe. Academia e dornică să participe și ar vrea să fie prezentă în asemenea acțiuni și să coordoneze programe de genul acesta. Dar trebuie să identificăm aceste grupe. Aici, la Brașov, vedem, am fost la Argeș, am discutat la Argeș cu cei de acolo și există și acolo potențial. Poate în felul acesta reușim. România se află într-o situație cu totul specială. Suntem în anul centenarului. Noi nu avem un program strategic. Noi nu știm unde ne ducem. Nu știu ce se întâmplă cu noi, în jurul nostru. Se întâmplă atâtea multe lucruri. Nu există un program coerent în care să spunem: România trebuie să ajungă acolo și uite ce trebuie să facem. Asta, asta, asta și asta. Am încercat noi la Academie să dăm un asemenea program și văd că reacția nu este pe măsura eforturilor pe care le-am depus noi. Însă cred că este momentul să facem ceva și cred că de jos în sus s-ar putea face mult mai bine decât dacă am aștepta să ne vină conducători. Pentru că n-am identificat acei conducători patrioți care să fie și vizionari și să înțeleagă că trebuie făcut ceva pentru nația asta. Nu, nu avem. Și constatați că n-am avut. Nicolae Manulescu a încercat ceea ce vreți dumneavoastră. Ar putea să vă spună multe. Nicolae Manulescu, supra-adutație. Da. Dom'le, și ProTV-ul. Încercăm. Păi nu, că văd că toată lumea. Mai e o doamnă acum care mi-a trimis o scrisoare în care una doamna Voș, bănuiesc că o știți, Paula Voști,
care se ocupă de copii de ăștia și a zis să fim parteneri cu... Tu vrei să ne strângem la masă toți să vedem ce putem face. Noi venim cu ce putem noi, fiecare, pentru că noi, aici nu trebuie să existe ambiție, aici trebuie să existe dorință și mai ales putința de a face ceva. Pentru că dorința ar putea să fie multe, dar să vedem dacă există și putința. Noi am vrea să facem acest lucru. Am vrea să identificăm, să facem niște școli de vară, am găsit un spațiu unde să facem asemenea dezbatere, să invităm oameni de mare valoare să le vorbească acestor copii, să-i antrenăm în programe speciale de cercetare cu oamenii mai în vârstă. Încercăm să facem treaba asta. Da. Dumneavoastră vrea să mă întrebați ceva. Atitudinea ar fi, și eu n-am putut foarte multe ori întrebarea, oare cum e mai bine să scoatem mai mulți ingineri, lăsând ca viața să-i sorteze prin corpul propriu ale fiecăruia prin care să-și direcționeze, să-și orienteze dezvoltarea mai departe, să-și creem vârfurile, pentru că societatea se dezvoltă după principiul foii de corp. Vârfurile agață foaia de corp care este societatea și saltă în jos și face corpul respectiv. Sau, așa cum a spus Brasă, să creăm vârfurile și numai la vârfuri să dăm drumul în societate. Da. Părerea mea este că, așa cum suntem acum, ar fi bine să mergem pe o situație medie, adică trebuie să creăm și pe cei care să lucreze în societate și să creeze fondurile necesare cu care să susțină ideile vârfurilor. Da. Al doilea, să creăm o bază legislativă și o chestiune de modificare de concept, și anume că vârfului, ca să poată să facă ceva, trebuie să-i dai bani, trebuie să-l susții, pentru că altfel nu are cu idei în cap. Sau că trebuie să fie constată că România nu poate să se realizeze la nivelul ideilor pe care le are. Da. Asta este, vă dau răspuns. Prima chestiune, deci, poate că ar trebui să se gândească, și asta se face prin redimensionarea cifrelor de școlarizare și, bineînțeles, și a specializării. Dar poate chestiune asupra care reflexez de foarte mult timp. Și probabil că Academia Oamenilor de Știință o să prezentăm chiar Guvernului o propunere în acest sens. Este vorba, orice acțiune poate să aibă succes dacă a fost bine condus. Deci dacă la baza desfășurării a fost un management care a avut în vedere o viziune, o direcție, o dorință, o consistență asupra controlului și așa mai departe. Părerea mea este, și asupra acestei idei poate că încerca să îmi răspunde sătările ale noastre, părerea mea este că actualmente educația în România ar trebui coordonată de două ministere diferite, complet diferite. Pentru că lucrurile au evoluat în acest sens. Primul minister ar fi Ministerul Educației și Culturii, în care să putem să culturalizăm. Asta e obligația statului. Să culturalizăm oamenii și să-i ducem la un nivel de pregătire generală până la nivel de licență. Mai departe însă, partea de specializare, unde este cel mai sensibil lucru și noi greșim în continuare, noi nu știm, de fapt, prin cursurile de masterat, de cât oameni avem nevoie și de ce specializare avem. Partea aceasta trebuie să iasă de sub controlul statului. Trebuie să intre sub controlul societății. Adică asociațiile profesionale, fundații, mari firme, mari, ăștia să fie cei care să genereze, de fapt, și să gândească, pentru că ei toți au, în marile firme, există ideea și conceptele evolutive și ei toți se gândesc la partea de evoluție de specie. E, ăștia pot să vină și să spună ce specializări trebuie. Dar Ministerul Educației nu poate să spună de asta. Ca atare, managementul acesta sistemic, adică al sistemului de învățământ, trebuie să aibă în vedere această disociere a lucrurilor.
Și al doilea minister să fie Ministerul Specializării și Dezvoltării Profesionale. Deci ăsta, asta face. Al doilea minister, mai specializări și dezvoltare profesională, de partea de evoluție și cercetare, bineînțeles. Da. Mai departe, am spus foarte bine și este corect, managementul instituțional, adică instituțiile care desfășoară activitate în cadrul acestor sisteme, trebuie să fie, trebuie strict legat de societate. Pentru că, haideți să vă să știm, că se vrea aici. De asta am și venit să discutăm, cărțile pe față. Foarte multe specializări se păstrează încă în sistemul de învățământ de geam. Decât pentru că mai e un profesor care trebuie să iasă la pensie și mai trebuie să-l așteptăm 5 ani sau 3 ani sau 4 ani până aia. Pentru că ăsta poate se răspune asupra încrederii tinerilor. În momentul în care ei constată că absolvenții unei facultăți cu anumite specializare nu se regăsesc în piața forței de muncă, își pierd nu numai încrederea în profesia aia și în facultatea, poate că ar trebui să urmeze. Ei își pierd încrederea în învățământ. Deci, părerea mea e că managementul trebuie complet restructurat și reorganizat în ceea ce înseamnă învățământ și, bineînțeles, poate celălalt cu facem mult, facem puțin, da. Părerea mea este că facem prea mulți. Și cred că normal ar trebui, cel puțin vorbesc numai pentru inginerie, în inginerie trebuie să intre în facultăți numai cei care reușesc să probeze abilități de a fi în perspectivă ingineri. Deci dacă nu știu matematică, fizică, n-au ce căuta în Politehnică. De aceea admiterea în Politehnici și susțin asta de foarte mult timp, încă atunci când eram președintele Consiliului Național al Cercetării, spuneam că toate universitățile tehnice trebuie să susțină examene de admitere. Și admiterea să nu se facă pe bază de dosar, cum se întâmplă în momentul de față, că avem nevoie de mulți studenți ca să putem să susținem un număr mare de profesori. Deci, mie mi s-ar părea normal să redimensionăm cifra de școlarizare pentru inginerie, admiterea în învățământul superior tehnic să facă riguros, așa cum se făcea înainte. Și după, dacă spunem la început că e greu, asta nu mai facem nimic, adică trebuie să schimbăm. S-a încercat. N-am mers pentru că nu s-au corelat toate lucrurile. Ar trebui corelată finanțarea cu numărul de studenți și cu calitatea dascălilor. Și locurile de muncă. Adică trebuie făcută o corelație. Dacă, domnul profesor, dacă facultățile oferă cursuri competitive la nivel global, dacă se predau acele discipline care se caută pe piața muncii în lumea asta, sigur copiii vin și se îndreaptă spre aceste școli. Dacă se asigură admitere corespunzătoare, dacă se reduce numărul de locuri, că e număr mare, gândiți-vă că sunt... Și eu vorbesc acum la Politehnică. Noi avem 5.000 de locuri. E foarte mult. Gândiți-vă că la nivel național avem aproape 15.000 de locuri în domeniul ingineriei. Întrebarea este, suntem pe vremea înainte de 89, când industria era așa cum era și îi absorbeau fără niciun fel de rezervă, sau suntem în cu totul altă etapă? Pentru că sunt doar câteva domenii în momentul de față care atrag tinerii. Ceilalți ce fac? Îi pierdem. Iată de ce eficiența sistemului de învățământ este scăzută, pentru că avem mulți studenți, îi pregătim slab, practic 30% din ei sunt buni, sunt ingineri, restul vând sau fac altceva. Trebuie schimbată mentalitatea. Cea de-a doua problemă care a ridicat-o este o problemă de sistem, este o problemă de regândire a finanțării, de regândirea managementului fiecărei universități. Este motivul pentru care am susținut în permanență ca în învățământ, în învățământul superior, sistemul de finanțare să fie pe bază de vouchere, care le primește fiecare tânăr când vine în universitate, dacă e capabil să intre în universitatea respectivă și timp de 4 sau 5 sau 6 ani cât are, el știe că este finanțat de Guvernul României, îi se dă banii respectiv, dar cu obligații mai departe să facă ceva pentru treaba aceasta. Așa stimulăm și oamenii, universitatea
în momentul acesta poate să fie tratată ca universitate privată, pentru că primește banii de la fiecare student, că studentul vine cu banii lui. El s-a dus la stat, a cerut să primească banii și vine, uite, vin la tine la universitate. În condițiile în care studentul plătește, calitatea învățământului poate crește. Dacă și profesorii înțeleg acest lucru. Pentru că în condițiile în care un student plătește pe lună 1000 de euro, generic vorbind, atunci cere profesorului. În condițiile în care totul este gratis, și știți că orice lucru gratis are valoare. În condiții gratis, zice, nu mă duc la școală, profesorul mă trece, am așa o experiență, l-am predat un curs la bazele sistemelor automate la mecatronică. Și acum câțiva ani mi s-a întâmplat ca dintr-o grupă să nu treacă niciunul. Domnule, niciun student. Și am întrebat, băi, dar voi ce faceți? Ce, domn profesor, nu vă faceți griji, o să ne treceți și dumneavoastră. Cum ne-a trecut și profesorii ceilalți. Pentru că nu știau matematică, nu știau chestii de asta elementară de matematică. Păi da, pentru că profesorii din anul 2 aveau nevoie de studenți. Profesorii din anul 3 aveau și ei nevoie de studenți și atunci seria trebuia completată. Deci trebuie schimbată mentalitatea, trebuie schimbată sistemul de finanțare și trebuie regândit acest managementul de universitate. Universitate performantă presupune să ai strategie, să ai viziune, să știi ce să faci și să oferi ce trebuie. Pentru că dacă oferi cursurile astea perimate, depășite și multe, luați programele de învățământ de la multe universități. Am avut această curiozitate și am luat la fiecare universitate ce cursuri să predau. Mai ales că acum cursurile astea sunt și puse pe internet. Nu vă supărați. Bine că sunt în românește, că nu le traduc, nu le citesc ăștia în străinătate, să vadă câte tâmpenii sunt acolo. Sunt perimate, multe cursuri. Și nimeni nu zice nimic. Ăsta e motivul pentru care, așa cum spunea domnul doctor, domnule, pornind de jos în sus, hai să încercăm să schimbăm ceva. Practic, și conducerea universității trebuie gândită. Trebuie să alegi pe oamenii care sunt capabili să facă ceva, să schimbe ceva. Nu-i alegi pentru că cum să cade sau, știi, dă bine la politică. Și cred că ar trebui ca și cei care conduc să intre într-un program de pregătire profesională. Aș îndrăzni să fac o mică intervenție vis-a-vis de faptul că ne-au urmărit pe internet peste 2000 de persoane. E o problemă interesantă să extinzi prin această metodă de a pune online un eveniment. Cred că asta trebuie să fie absolut oricând și în orice activitate din universitate, pentru că asta ar și ridica puțin nivelul. În jurăturile pot apare. Așa, ne asumăm. Le mulțumim celor care ne-au urmărit și le invităm peste 2 săptămâni în aceeași formație, în același loc, de la Aula Universității Transilvania, în altă ediție a Cafenelei Complexității, invitat fiind domnul Leon Zăgrean. Domnul Leon Zăgrean este un personaj foarte important pentru economia noii gândiri, este profesor de neuroștiință, este fondatorul Catedrei de Neuroștiință din Universitatea de Medicină din București, care va veni să ne povestească puțin cum putem seta această, să zicem, minune a lumii pentru a putea face ceea ce se numește management transformațional. Facem distinție între managementul schimbării și managementul transformațional. Cel al schimbării este o reorganizare internă a unei instituții, de exemplu, pe o aceeași paradigmă. În schimb, managementul transformațional înseamnă managementul schimbării mentalității celor din structurile respective. Pentru asta spuneam că încercăm să discutăm, așa că vă mulțumim pentru participare. Emisiunea respectivă se va regăsi conform tradiției pe canalul CSC România după 2 zile în formatul compactat și pe care îl puteți după aceea explora, ca și toate celelalte 200 de ore de înregistrare cu personalitățile care le-am adunat, care au deja ceva de spus și care putem să mediem mai departe, eventual dialog, astfel încât dacă aveți probleme sau aveți, să zicem, oferte sau aveți proiecte care am putea să intrăm în diferitele direcțiile, putem media imediat cu personalitățile cu care le-am adus în față la cafenea. Mulțumim celor care ne-au urmărit, mulțumim domnului profesor pentru această intervenție și să sperăm că va deveni o tradiție. Despre întreprinderea viitorului vă vorbesc la toamnă. Neapărat așteptăm, pentru că asta până este. Până atunci se mai schimbă ceva. Zicea Anton Dumitriu, marele nostru logician, avea o vorbă care cred că se potrivește la încheierea acestei întâlniri. Zicea, românului nu-i lipsește idealul, mărimea lui e problema. Mulțumesc!